Bună dimineața, stimați reprezentanți mass media. Succint despre cele discutate în cadrul ședinței tradiționale de luni dimineața cu participarea președintelui Parlamentului Țării și prim-ministrului. În primul rând, bineînțeles, am discutat despre agenda pentru săptămâna aceasta. Această agendă este marcată de acele patru proiecte importante bugetare fiscale care trebuie promovate, examinate în Parlament pentru ca țara în 2021 să poată funcționa normal, să poată achita facturile, adică pensii, salarii și restul necesităților. De aceea, după cum cunoașteți, săptămâna trecută, joi, în prima lectură au fost aprobate aceste proiecte. Guvernul vine cu apel către politicieni, către deputații din Parlament să se concentreze săptămâna aceasta pe examinarea acestor proiecte, să vie cu toate amendamentele care doresc ei, care le consideră judicioase. Deci toată această săptămână noi așteptăm amendamente. Săptămâna viitoare, după ce primim timp de 12 zile de la prima lectură amendamentele, le vom examina și aviza în guvern. După aceea vom remite avizul pe aceste amendamente în speranța că săptămâna viitoare Parlamentul se va convoca și va examina, dezbate și eu sper că și aproba aceste patru proiecte importante, adică politica bugetară fiscală, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetul pentru medicină, fondurile de asigurări în medicină. Aceasta este sarcina principală a politicienilor, a guvernului pentru aceste două săptămâni. Și eu sper foarte mult că fiecare dintre politicieni lasă un pic politica deoparte și se concentrează pe aceste patru proiecte absolut importante. Bineînțeles că eu o să vin cu o reacție la ultimele evenimente politice care se întâmplă în Republica Moldova. Eu cred că fiecare cetățean își dă seama că imediat după 15 noiembrie, când a fost turul 2 al alegerilor prezidențiale, Republica Moldova, datorită politicienilor săi, a intrat de facto în următoarea campanie electorală, cea de alegeri parlamentare anticipate, toți politicienii, în pofida sau necătând la ce declară ei, toți politicienii se pregătesc de alegeri parlamentare anticipate. Ele bineînțeles că vor avea loc anul viitor. Rămâne la discreția președintelui ales, președintelui încă în exercițiu, altor președinți de partide, deputaților și tot așa mai departe, să se întrunească, să discute și să decide când fac aceste alegeri. Deci, guvernul, la momentul actual, are o datorie morală față de societate să promoveze legile bugetar-fiscale. Altfel, țara, începând cu luna februarie, va avea mari deficiențe la achitarea salariilor și pensiilor. Deci, aceasta este sarcina morală și prioritatea principală a guvernului. Noi acest lucru îl vom face. De aceea, stimați cetățeni, vă rog să păstrați calmul. Noi îndemnăm politicienii să manifeste responsabilitate majoră în aceste 10 zile, maximum 2 săptămâni. Toți, începând de la prim-ministru și finalizând cu orice deputat din Parlament, au datoria să examineze bugetele și politica bugetară fiscală. Mai departe, toți vor fi responsabili și vor lua deciziile pe care le cere societatea. O zi bună și sănătate tuturor!